Opinel este o marcă cu tradiție, înființată prin 1890 de către Iosef Opinel în localitatea Savoi. În 1955, fiul lui a introdus sistemul de blocare a lamei Viroblock. Cuțitul ăsta de buzunar este Opinel numărul 7 carbon. Construcția este foarte simplă. Un mâner din lemn, dintr-o bucată, cu o lamă din oțel carbon de data asta, ținută în mâner cu un nit și un guler intern, iar gulerul extern funcționează ca și mecanism de blocare. Are o tăietură pentru unghie. Cunoscătorii nu o folosesc. Cunoscătorii folosesc lovitura Savoy, care funcționează în felul următor. Se lovește partea asta a mânerului de o suprafață dură. Lama iese un pic din mâner. Se postează pe suprafață și se deschide. Lama din oțel carbon este predispusă la rugină. De-aia i-am aplicat o patină forțată cu muștar, Dijon. Aici, lângă mâner, se vede aspectul original al patinei, sau inițial mai degrabă, și ulterior, pe unde am folosit lama mai mult, se vede cum a evoluat această patină. Lama este polizată full flat grind, adică este polizată drept, de sus până jos. Are o spinare ascuțită la aproximativ 90 de grade. Modelul lamei este clip point, cu un vârf care începe să coboare și urcă un pic. Curbura lamei e destul de accentuată, ceea ce îl face un bun feliator. Vârful e destul de subțire. Lama cu totul e destul de subțire. Cred că are 1,5 mm, poate 2. Sub 2 în orice caz. Taică-mea are o poveste despre castraveți murați. A auzit el de la un bătrân înțelept că aceștia au un gust mai bun dacă sunt mușcați și nu tăiați cu un cuțit. Lucru care mi s-a părut de necrezut până să am acest cuțit, când am aflat că lamele din oțel carbon schimbă într-adevăr un pic gustul mâncării. Lucru cu care m-am obișnuit destul de repede. E un cuțit destul de ușor. Când îl pui în buzunar, nici nu-l simți. Nu are o clemă pentru buzunar, nici pe spate. Pentru haine subțiri de vară e ideal. La mine stă pe fundul buzunarului și aproape că nu îi simt prezența. Închis, Opinel numărul 7 are aproape 10 cm, dintre care lama reprezintă aproape 8 cm și cu totul
are aproape 18 cm. Din fabrică nu a venit foarte ascuțit. De-a lungul muchei avea destul de multe șpanuri de la ascuțire. Avantajul oțelului carbon este că e ușor de ascuțit. Eu am reușit să-l ascut destul de bine cu piele și pastă. Aici demonstrez un pușcat. Asta e o hârtie destul de subțire, care nu oferă prea mult suport. Forma lamei sau forma polizării lamei, full flat grind, ajută foarte mult la tăiere. Da, eu zic că taie destul de bine. Hai să vedem un pic de sfoară cum taie, pentru asta o să blochez lama. Foarte ușor a trecut prin sfoară. Hai să vedem și o tăietură pe fundul de lemn. Se descurcă destul de bine, nu excelează pentru că e o lamă oarecum fragilă. Forma îl ajută totuși. Per total, e un cuțit foarte reușit. Singurul lucru care nu-mi place la el e modificarea pe care anul trecut Opinelo a adus-o sistemului Viroblock. Această indentație alunecă pe o șină pe gulerul interior și nu mai permite blocarea lamei în amândouă direcțiile de rotație a gulerului, ci doar în aceeași direcție în care se blochează și deschis și închis. Până acum, în poziția deschis, se putea bloca și invers. Opinel a făcut această modificare pentru ca să prevină ejectarea gulerului în momentul deschiderii forțate când lama e blocată. Aparent e o îmbunătățire. Sincer să fiu, mie nu prea îmi place sau nu o consider o îmbunătățire, pentru că nu permite torsionarea gulerului forțată, ci doar până în acest punct, ceea ce înseamnă că trebuie să avem grijă să nu ne tăiem, în primul rând, și în al doilea rând lama să poate închide destul de ușor, chiar dacă e blocată. Bine, pe mine nu mă deranjează chiar așa de tare lucrul ăsta, pentru că nu fac prea multe lucruri grele cu acest cuțit. Îmi tai mărul sau deschid o scrisoare. E un cuțit destul de elegant, conceput pentru țărani, din păcate, dar totuși pentru țăranii francezi, nu pentru orice țărani. Eu recomand cuțitul numărul 7 de la Opinel. E un cuțit reușit per total. Dacă ți-a plăcut acest review, poți să lași un comentariu, un like sau poți să te abonezi. Ciao!